Salutare la toți cei care doresc să-și repună în funcție unele dintre aparaturile pe care și le-au cumpărat poate mai de mult. În cazul de față vorbim despre un laptop. El este un Dell Inspiron 1501, slăbuț la caracteristici. Este cumpărat undeva în anul 2008 sau cel târziu în 2009 de către mine. El a venit pe acel timp cu Windows Vista instalat și eu l-am folosit o perioadă cu sistemul de operare de la Microsoft, doar că după ce a trecut un an și aproximativ și jumătate, Windows-ul a trebuit reinstalat, deoarece mergea groaznic. Și după ce l-am reinstalat de pe CD-ul original, care l-am primit odată cu calculatorul, i-a trebuit cam o săptămână și ceva să-și facă update-uri, în condițiile în care așa de solicitat era, încât eu n-am mai putut utiliza laptopul în acea săptămână. A fost perioada în care m-am hotărât să schimb sistemul de operare de pe el. Nu apăruse încă Windows 7, era doar varianta cu XP în acea perioadă și nu existau drivere pentru acest calculator în XP. Motiv pentru care am făcut cercetări în domeniul altor sisteme de operare și fiindcă internetul vorbea despre Linux, am început să mă familiarizez încet încet cu ceea ce presupune acest sistem de operare. Apoi am luat-o în acea perioadă cu Ubuntu. Da, deci mi-aduc bine aminte. Era anul 2008 pentru că distribuția de Ubuntu era ceva de genul 8 punct și avea legătură cu anul lansării. Atunci, în fine, nu stau să-mi complic acum foarte mult mintea, să-mi aduc aminte cu exactitate. Acest laptop a funcționat excelent cu Linux-ul. E adevărat că este greu la început, când nu ești familiarizat cu Linux-ul, să îl poți folosi pentru necesitățile pentru care îți cumperi un laptop. Dar cu timpul am descoperit programele care îmi erau necesare și m-am familiarizat, am trecut la distribuții care nu au neapărat interfață pentru instalare și le instalez total din consolă, cum ar fi Arch Linux-ul. În fine, este o distribuție de care eu pot spune că sunt îndrăgostit pentru că tot ceea ce îmi este necesar mie pentru utilizare există în această distribuție. Beneficiază de o comunitate care, pe lângă programatorii oficiali, aduc pachete după necesitățile multora dintre noi și atunci m-am oprit pe aceasta. Între timp, el s-a și defectat. Eu l-am demontat acum pentru că această piesă mică, invertorul, el este montat în spatele display-ului și a trebuit să demontez total display-ul. Aceasta e zona unde această mică componentă vine și este responsabilă cu iluminatul display-ului. Aceasta este defectă. Eu am găsit pe internet un invertor la 60 de lei plus 15 lei transportul, 75 de lei și tocmai am făcut comandă. Urmează în următoarele ore să-mi ajungă și ce am zis, dacă tot aștept, zic că vreau să-l dau jos pe invertor și să deschid pachetul, să vedem dacă ceea ce îmi vine este exact aceeași piesă pentru acest produs. Altfel vom fi obligați să o facem retur. L-am demontat,
Cum se comportă atunci când invertorul este defect? Păi, uneori poate că se mai aprinde atunci când pornești laptopul, display-ul și ți arată imaginea de BIOS. În funcție de starea invertorului ar mai putea să țină, știu eu, un minut, două și să intre și în sistemul de operare, după care ecranul se face negru complet și mai observi pe ecran, în lumină, dacă privești, așa, în poziția aceasta în diagonală, dacă luminează un bec pe ecran puternic, observ că display-ul nu e mort, funcționează, numai că nu reușești să înțelegi imaginea, este complet neagră, da? Se cunosc formele că display-ul nu e mort și atunci cauza este invertorul care a cedat. Eu l-am desfăcut, ca de obicei, cu grijă, care doriți ca să desfaceți astfel de echipamente. Toate carcasele acestea de plastic vin cu anumite tipuri de clipsuri. Da? După ce desfaceți toate șuruburile, nu folosiți. Am văzut pe YouTube, unii folosesc prin India lame de cutter. Da? Îl veți zgâria, nu va mai fi ca lumea. Mai degrabă folosiți un card, da? De la, știu eu, chiar card bancar, da? Care a expirat. Când introduceți cardul, el intră fără să zgârie între și uitați, putem declipsa frumos carcasele. Foarte elegant. Fără să zgâriem carcasele. Ok. Acum așteptăm să ne vină piesa. Vom monta calculatorul la loc. Până atunci îl aspirăm, îl curățăm, ștergem de praf tot ce ține de răcirea la partea procesorului. El are câteva îmbunătățiri față de cum era atunci când l-am cumpărat. Eu l-am cumpărat doar cu 1 giga de RAM, acum are 2 giga jumate. L-am cumpărat cu un hard doar de 80 și i-am mai cumpărat un hard pentru că tot m-am jucat cu două sisteme de operare și Windows. L-am lăsat pe hardul lui original o perioadă. Până m-am familiarizat cu Linux-ul, pe celălalt hard de 250 de giga. Acum configurațiile acestea sunt par slabe la ceea ce există pe piață. Însă ce vreau eu să spun este faptul că deși el este slab, dacă suntem dornici să învățăm cu un Linux foarte light, reușim să-l facem să se comporte ca și un calculator de aproape ultimă generație, rapid și nu-i neapărat nevoie să cheltuim zeci de milioane pe un laptop nou. El mai are ceva defect între timp, fiindcă are aproximativ 4 ani de când eu nu l-am mai folosit deloc și a stat într-o husă undeva într-un dulap. Am desfăcut acumulatorul lui pentru că nu mai funcționează, celulele sunt moarte. Am vrut să văd tipul de acumulator din interior, de celule. Și am făcut câteva cercetări pe AliExpress, am găsit prețuri chiar rezonabile și mă gândesc că el având în original 4 celule, e clar că a fost echipat cu unul dintre acumulatorii cei mai slabi. Mai sunt și cu alt echipament, de exemplu 6 sau știu eu mai multe celule. Teoretic mie îmi mai încap încă 3 celule sau 5. Bine, voi vedea ce se poate face. Voi cumpăra
și celule pentru acumulator. Va trebui să mă mai documentez puțin cu privire la câteva aspecte. Îmi va trebui un soft ca să pot programa noile valori. Presupun că nici nu voi mai găsi acumulatori, da, celule cu aceleași valori ca acestea, astfel încât să le lipesc pur și simplu și să nu trebuiască să actualizez noile valori. Acum, când voi realiza toate acestea, voi mai face o mică filmare, poate și pentru a vă arăta, pentru că doresc să-mi instalez din nou pe el un Arch Linux. El are pe actualul hard un Arch Linux, dar o variantă, o distribuție ușor mai grea, un KDE, și nu-mi mai aduc aminte pe celălalt hard ce am. Acolo știu că aveam o variantă light, un LXD. El este la țară, va trebui să fac și un drum și să le pun împreună echipamentele, să vedem ce voi face din el. Ideea este că aș vrea să fac ceva editare video, nu știu, poate ne găsim timp și reușim să postăm ceva mai profesional unele materiale video. E adevărat că mai importante sunt informațiile pe care le avem și atunci, nu știu, să vedem ce cale de mijloc voi găsi.